make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua. Avem meciuri europene de jucat, meciuri în Europa League. Vreau să spun dacă se aude așa mai bine microfonul, este din cauza că l-am schimbat, este un microfon mai bun. Asta să spun așa, pentru o scurtă perioadă, l-am mutat de la un prieten. Dar sper să vă placă. Înainte să începem aceste meciuri, nu uitați să lăsați și voi un like, subscribe și tot acâmul. Să vă arătăm planul din acest episod, ce vrem să facem. Vrem să jucăm două meciuri europene, acesta cu Dinamo Kiev, pentru că vom simula cel cu Concordia și Săgeata Năvodar și cel cu Botoșani, și vom juca împotriva celor de la Alborg și Dinamo Kiev prima dată. Iar apoi vom avea și alte derbiuri, dar mai este până atunci. Suntem în luna noiembrie, nu? Da, în luna noiembrie, în ianuarie încep. Da, de fapt chiar octombrie, dar pe final, în ianuarie, abia în ianuarie încep transferurile. Așa, echipa este pregătită și vom juca meciul din deplasare împotriva celor de la Dinamo Kiev. Fiecare echipă va juca în culorile clasice. Iată o fază ofensivă a celor de la Dinamo Kiev. German Ales centrează, dar respinge de acolo fără probleme Varela. Embolo pentru Iancu. Gabi Iancu a fost însă o pasă prea tare care îl urmărea pe românul nostru. Suntem în pressing acum. Nu prea am avut multă posesie, dar ca de obicei v-am obișnuit cu multe, multe contraatacuri. Așteptăm să mâncăm din adversar. Din nou, este o echipă, același primul 11 care a reușit să o bată pe Alborg, să revină de la 2-0, să o bată cu 4-2 și sperăm să facem un astfel de beșba chiar mai bun și potriva lui Dinamo Kiev. Embolo, iată-l în flancul stâng pe Embolo, centrarea acesta este din prima, dar prea tare. Iată-l pe Vâlceanu, haide Vâlceanu pentru Stanciu, Nicușor, Stanciu trage, Stanciu în blocaj, n-a fost cel mai puternic șut, iar Vâlceanu a pierdut posesia balonului, contraatac acum pentru Dinamo Kiev, periculos, însă ne refiem foarte repede, excelent acolo. Încercăm să combinăm la jumătatea terenului, a fost oricum offside la Dorin, nu a fost de fapt la Iancu. Ulenț, de fapt este Belanda care recuperează la o greșeală mare a noastră. Luchin, Sârgean Luchin greșise acolo, dar a reușit să se revanșeze. Vâlceanu pentru Embolo, iată-l pe Embolo, trebuie să mai strălucească și cu goluri, nu numai cu pase, dar este un jucător bun pentru noi, un pion bun în jocul echipei noastre. Oh, scapă acolo jucătorul lui Damo, chef este Arlauschis ca... a ieșit atât de urât Arlauschis, nu vine să cred că de neglijent poate să fie, noi l-am scos doar așa normal și bate Iarmolenko, cel care l-a mai învins pe Arlauschis. Iarmolenko îl învinge și acum pe Arlauschis, nici măcar din penalti nu a reușit să apere Arlauschis, normal, e mai greu. Iarmolenko îl învinge încă o dată pe Arlauschis în direct la Pro TV. Ce să facem și noi acum? Știm că este vulnerabil portarul nostru la penaltiuri și iată că suntem încă o dată conduși cu 1-0 de Dinamo Kiev, o echipă care nu am bătut-o în cele două meciuri care am jucat cu ea, dar o echipă care este pe primul loc în acest moment în Ucraina, un campionat mult mai puternic decât al nostru și mult mai puternic financiar. Acolo este și echipa lui Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk. O minge acolo pentru Gabi Iancu, poate bună, Iancu trage, dar apără portarul Cracovas, dacă mă știu așa îl cheamă. Ocazie mare de tot pentru echipa noastră, dacă dădea Iancu acolo. O scapă Iarmolenko, nu e bine, aia la Tovlevici, are viteză la Tovlevici, dar nu poate să-l ia pe Iarmolenko. Iarmolenko pierde balonul, bravo Varela. Corner pentru Dinamo Kiev, sunt foarte periculoși ucrainienii pe contraatacuri, o centrare acolo la Iarmolenko, jocul este oprit, ce arbitru asta, cred că a fost Tenț, nu se poate, arbitru ne mănâncă de tot meciul, cum a fost Tenț la fața asta, dar nu v-am spus oricum că a dat pe Hens, Iarmolenko aia cu Arlauschis îl învinge, my god, meci de coșmar pentru noi, încă o dată suntem conduși cu 2-0, incredibil așa ceva. Steaua a fost învinsă până acum de două penaltiuri ale lui Iarmolenko. Iarmolenko l-a executat pe Arlauschis, iată, dă gol a doua oară, face o dublă din penalti la 10 minute. O dată la 10 minute, deci a dat golul acesta la 10 minute după primul gol. La Tovlevici pasă pentru Rotariu, trage Rotariu, dar balonul este respins. Embolo acum pasă foarte bună pentru Robert Vâlceanu. Vâlceanu e care gol!
gol, 2-1, revenire, reducem din diferență, reducem din handicap, este 2-1, mai avem un gol de recuperat. Doamne, cine știe, poate facem la fel ca meciul cu Alborg. Iată pe Embolou, din nou îl servește ca la carte pe Vâlceanu, care nu îl iartă acolo de această dată pe Cracovaț. În minutul 43, 3 goluri în această primă repriză, doar două de partea lui Dinamo Kiev. Iar Molenko încă o dată pasă pentru Bezus, nu se poate, a marcat până în ultimul minut al primei reprize, se vede că nu e Alborg, cum l-a servit acolo iar Molenko pe Bezus, care îl învinge foarte ușor pe Arlauschi. În minutul 45 este 3-1 deja, suntem într-o orare care o trăim acum, dar poate un punct smulgem de aici, nu e greu să dai două goluri într-o repriză. Dacă cei de la Dinamo Kiev au dat 3 goluri, măcar noi 2 o să dăm într-o repriză. Suntem încrezători forțele noastre, cu toate că e foarte greu pe terenul lui Dinamo. Dinamo Kiev. Iată la cum pe Iancu, având spațiu, Gabi Iancu, să vedem alegerea asta, ce soluție va găsi, ce traie perfectă, gol, 3-2, revenim încă o dată la un gol diferență, reducem încă o dată din diferența de 2 goluri, Rotariu marchează, trebuia să marcheze și el, din centrarea foarte bună a lui Gabi Iancu, de pe loc îl învinge pe portarul lui Dinamo Kiev, Dorin Rotariu marchează și el. În acest meci să vedem cine va mai marca, a marcat până acum Vâlceanu și Rotariu. O, trece acolo Clativeț, o pasă decisivă pentru Bezus, ratare uriașa lui Bezus, dar cred că a fost și offside. Da, Maurer, cum a ratat un offside foarte, foarte mic, dar corect, foarte bine acordat de arbitri. E imposibil să greșească aici. Să vedem pe Rotariu, alege o pasă pentru Vâlceanu, Robert Vâlceanu a reușit să-și mai perfecționeze viteza jucătorul nostru. Să ne uităm dacă ar fi să ne uităm la scoare în port, putem să ne uităm la viteză dacă este în creștere viteza sa. Sunt Mărtean, tehnicul nostru Sunt Mărtean, nu a ieșit foarte mult în evidență în acest meci, nu a avut mari pase decisive. O minge pierdută acolo ușor de jucătorii noștri din preajma careului ucrainienilor, care recuperează și încearcă să plece încă o dată pe un contraatac, dar Jeremy Lenz, jucătorii de naționala Olandei, greșește pasa. Noi încă o dată recuperăm Sunt Mărtean, o pasă încercată de acesta pentru Rotariu, are forță Rotariu și viteză, dar nu poate să recupereze acolo. Iancu, să-l vedem pe Gabi Iancu, are spațiu pentru Embolo, scapă Embolo, în care Embolo trage, dar peste poartă șutul lui Embolo. N-a vrut să intre aici balonul, Embolo nu a putut să tragă perfect, măcar cadrul postului, dacă îl prindea și el poate obținea un corner ceva. O nouă pasă foarte frumoasă pentru același Embolo este în care o centrare la a doua bară a lui Embolo, respinsă, să vedem dacă mingea a fost deviată de jucătorul nostru, nu, este aruncare de la margine pentru noi, nu să ne grăbim, era sigur că sare acolo pe jucătorul nostru, am spus să ne grăbim, Miguel Verso pentru Jeremy Lenz. Trebuie să recuperăm meciul, capătă culori diferite, capătă mult suspans, se joacă de la o poartă la alta și iată ce face arbitru Toma lui Sunt Mărtean, îi dă cartonaș galben, dar cum să-i dai la faza asta, doar roșu, doamne. Mamă, dar cum să-i dai, m-am și enervat, Caceridi, mamă, jucăm și cu un om în minus și avem, este minutul 74, Embolo încearcă acum să recupereze. O pasă foarte bună pentru Gabi Iancu. Iancu încă o dată are spațiu în flancul drept. Să vedem, urcă și Rotariu. Centrarea către el se duce. Rotariu nu se poate. Gol! Embolo! Marchează Embolo! Prima oară ne-am speriat puțin, ce puțin eu m-am speriat foarte mult. Este 3-3, egalăm incredibil, ne-am condus și cu două goluri avans de fiecare dată. Centrarea e din nou foarte bună lui Iancu, Rotariu nu l-am vis însă acolo pe Craveț, dar Embolo cu poarta goală a îndeplinit o formalitate, este minutul 78 și mai avem timp de un gol, poate cine știe dacă am dat acest gol într-un moment decisiv, chiar după eliminarea magicianului Sunt Mărtean, poate vom mai face o astfel de magie. Același Gabi Iancu cu niște centrări foarte inspirate, a încercat încă o dată să centreze pentru Dorin Rotariu. O, Danilo Silva, o construcție a celor de la Dinamo Kiev, prin Danilo Silva o luau cu Sârgean Lukin, reușește să le vite acolo și pe Pap, pasează la... Veloso! Ce ocazie mare a avut Iarmolenko, a fost urcarea lui Veloso și ce pas a dat lui Iarmolenko, care însă a tras alături de poarta lui Arlauskis, este capitanul nostru, el a preluat banderola de capitan de la Sunt Mărtean, las cap acolo, încearcă o pasă decisivă, deși avea poziție de șut, sunt la poarta noastră ucrainienii, iată acum pe Belanda era Tovlevici, să vedem pe la Tovlevici, nu reușește să-l deposedeze, un șut la colțul scurt, apără Arlauskis, trăim emoții mari,
suntem pe cale să pierdem și punctul acesta cu care mai rămânem. Este minutul 90, corner pentru Dinamo Kiev, care sunt la poarta noastră. Au momente foarte bune. Apără Arlauskis. Excelent, a reușit să strălucească la faza aceasta. Un contraatac încercat de echipa noastră. Ce pas dă Embolo pentru Rotariu. Hai să vedem pe Rotariu. Caută o soluție, dar a ținut prea mult de balon, a ținut prea mult mingea. Posesie, recuperează Paul Pap. Pasă pentru Iancu. Gabi Iancu ajuns în poziția lui Rotariu. Pierde mingea acolo Gabi Iancu. Nu a putut să facă preluare. Câți nervi mi-au făcut jucătorii noștri azi. Marcatorii noștri a fost Rotariu, Vâlceanu și Embolo. Iată pressing-ul lui Rotariu, dar nu reușește să marcheze. Pe unde e Embolo? Iată cât de în spate stă. Se pare că luăm un punct, este bine așa, așa. Dacă ați fost atent la meci, a fost un meci nebun. Embolo, meciului 9, nota sa, Rotariu 8,6, Iancu 8,3 și Vâlceanu a avut 7,4. Vă spuneam că a fost un meci nebun și nu este un rezultat rău. Am fost conduși chiar și cu 2 goluri avans de 2 ori la rând. Bun, în campionat stăm foarte bine, avem 4 puncte avans față de locul 2. Avem un meci cu Concordia în care vom mai face și câteva modificări. Am văzut că cerea acolo și Borceanu să joace, îl băgăm pe Râpăsar, Varela îl păstrăm, Pârvulescu, Borceanu, asta intră și Borceanu, Prepeliță, Starciu, dar nu știu de ce nu știu asta în meciul acela, Adi Popa, Gabi Iancu joacă în centru și cu Toșca. Ok, Toșca cu toate că e fundaș, dar poate să joace și mijlocaș, l-am văzut și în realitate la Steaua evoluând ca mijlocaș și a dat și gol. Mă refer la meciul din Cupa Ligii cu Iași. Să vedem ce vom face potriva Concordie. Batem cu 2-0. Iată, Toșca marchează și Vâlceanu. Încă o dată marchează și Vâlceanu. Al doilea meci consecutiv. Meciul cu Săgeata în Nevodar din Cupa României. Să vedem cum ne vom descurca aici. Batem cu 2-0 din nou. Toșca marchează, dar și Iancu. Și meciul în campionat, primul meci din luna noiembrie împotriva celor de la Botoșani. Este în deplasare un meci mai greu, dar să vedem dacă ne vom descurca 1-1. Nu e rău, tot avem puncte avans. Am câștigat 62.000 din Cupa României. Acum să facem echipa de vis pentru meciul împotriva lui Alborg. Este pe terenul nostru acest meci. Iancu să intre pe poziția lui la fel și Rotariu, da, să intre ca titular. Așa, Iancu, Adi Popa n-are ce căuta aici. Embolo trebuie să joace, a crescut și el 68. Mă bucur și Stanciu 71, dar îl ține titular. Nu, aici vine Vâlceanu și cu Sân Mărtean. Ăștia sunt jucătorii noștri de bază. Ai, Doamne, unde-i Sân Mărtean? Bagă-l tu așa că nu îl găsim aici pe Sân Mărtean. Este Iordanov. Sân Mărtean ar intra în locul lui Vâlceanu, să știi, dar îl băgăm pe poziția aceea. A, are roșu în Europa, da. De-aia nu puteam noi să-l băgăm, are roșu în Europa, așa este că a luat roșu atunci, este suspendat. Și pe cine să băgăm? Îl băgăm pe Ricardo Breveld, îl băgăm pe Breveld, la Tovlevici, Varela și pe Sar, ziceam să bag eu acolo, da, Sar. Și cu, nu, Panhui, nu, Prepeliță, Pap, normal, a crescut 74, a crescut Paul Pap, a crescut 72, va crește și mai mult, asta sunt sigur de asta. La ce vrei să te uiți? Da, și iar la USC se creștere, mulți jucători avem creștere, fapt, aproape toți jucătorii noștri sunt în creștere. Meciul este pe terenul nostru, în grupă stăm bine, avem 2 puncte avans față de locul 2, care este Dinamo Kiev, joacă cu Rio Ave. Noi jucăm cu Alborg pe terenul nostru și sperăm să îi rupem în bătaie. Danezii au aceleași pase lungi, iată în care o centrare percoasă pentru același Jansson, este la locul Arlauskis, poarta e goală, trage alături de poartă Helenius, ocazie uriașă, monumentală pentru Alborg, ratare foarte, foarte mare, urcă acolo și la Tovleviș, pasă în centru pentru Embolo însă pierde mingea aiurea de tot, nici nu avea multe soluții, încă o dată mingea la același Embolo, așteaptă urcarea lui Gabi Iancu, pasă pentru el, Iancu nu reușește trecerea însă. Gărtărul la unul cu Pap intervine cu forța, cât de bine îl deposedează, dar pasa trebuia să ducă către Breveld, dar acesta face și el un pressing bun și recuperează. Iată-l pe Embolo, în flancul drept Embolo încearcă o pasă pentru Gabi Iancu, nu a reușit acolo să-l ia la forță, ba da, îl face acum Iancu pe adversarul său. Reprimește balonul Gabi Iancu, foarte puternic pe picioare. Embolo centrează pentru Dorin Rotariu, recentrarea lui Rotariu pentru Iancu, minge respinsă, Vâlceanu din vole, dar peste poartă, nemulțumit aici de execuția sa, tânărul Robert Vâlceanu.
Dorin Rotariu recuperează foarte bine acolo. Rotariu, sunt oameni în care Rotariu, se vede pe Rotariu, pasă pe Tovâlceanu, gol! Tiki-taka! Încă un gol în Europa League pentru Robert Vâlceanu, dar aici am intrat practic mingea în poartă, la fel ca Barcelona. Steaua e Tiki-taka. Gol al lui Robert Vâlceanu, fabulos, fază făcută de Dorin Rotariu. El a recuperat și el a pasat aici lui Robert Vâlceanu, care marchează. Fusese nemulțumit atunci când nu-i reușise execuția aia, ca acum marchează dintr-o execuție mai simplă, normal. Dar e 1-0 pentru noi, pe terenul nostru, împotriva celor de la Arbor. O nouă pasă lungă peste apărare, este Arlauschi și reține cu puține emoții acolo. Odată pe Rizgrad, o pasă simplă acolo la Johnson. Johnson apără Arlauschi, apără foarte bine portarul nostru Arlauschi. Încercăm să plecăm la un contraatac, este Robert Vâlceanu. Vâlceanu pasă pentru Dorin Rotariu. Rotariu este acolo și reușește să obțină ceva din această fază. Dorin Rotariu va arunca de la margine, reprimește de la Vâlceanu. Rotariu o centrare respinsă, corner pentru noi, asta este bine. Va bate Vâlceanu, normal, cornerul. Centrare bună lui Vâlceanu pentru Varela, gol! Fernando Varela, e incredibil băiatul ăsta la cap, dar și centrările lui Vâlceanu sunt cu atâta efect. Robert Vâlceanu le pune practic pe cap, un gol și o pasă de gol pentru jucătorul nostru, pentru mijlocașul nostru. Varela reușește să marcheze la această fază la un corner, o fază fixă la care Varela este noul Sucala pentru noi. Johnson acum pasă pentru Rizgrad, încă o dată apărat la Uschis, dar cât să mai scoată și el, defensiva noastră nu s-a descurcat deloc. Rizgrad a reușit să facă un 1-2 foarte frumos, cu toate că nu el a marcat. Oricum, s-a aruncat în bot un jucător. Este 2-1, în continuare conducem, a marcat Johnson golul, unicul gol de până acum al lui Albert. Ce trecere frumoasă acolo, hai de pap, încă o dată e fault de galben, băi, Iancu nu trece acolo, dar... Da, nu am vrut să dea fault aici. O, Pap, încă o dată joacă monumental în acest meci. Centrarea lui Pap, mai bine o dădea pe jos la Embolo. Embolo, foarte că a rotat un gol. A atins plasa, am zis că e în poartă mingea asta. Ce ocazie mare am avut pe final de meci. Uite, mai multe ocazii în aceeași fază. În plasa laterală a dat acolo Rotariu. Mă mir cum nu a intrat asta în poartă. Oh, Embolo face pressing, recuperăm foarte bine prin Rotariu încearcă să feteze. Oh, nu e fault, spune că nu e fault. Bine că sper să nu ia nimic Rotariu. Minutul 45, s-a terminat și prima repriză, conduce la pauză cu 2-1. Helenius acolo scapă, în care unul nostru Helenius șutează, apără Arlauschis, ce paradă frumoasă face Arlauschis. E meciul lui, cât de bine a apărat portarul nostru de această dată. Abia aștept să văd notele după finalul acestui meci. Rizgrad pasă pentru același Helenius, se bazează mult pe pasele, peste apărare. Haide Brevel, nu recuperează Nicardo, Brevel pasă în care pentru Enevosă. Rapează Ene Vosen și a dat gol împotriva Stelei atunci în victoria lui Alborg. Ene Vosen, unicul gol al meciului. Iată-l pe la Tovlevici, cât de bine trece și pasează la Stanciu. Nicușor Stanciu, minge pentru Embolo, ce pasă Embolo, careu Embolo! Nu l-am vins pe Dalsgrad, din păcate acolo Embolo a încercat o scăriță, a fost foarte zis la faza aceasta. Avem corner din nou, centrarea perfectă a lui Vâlceanu, sar, nu reușește să marcheze, un șut foarte slab al lui Dorin Rotariu de această dată, care se duce pe lângă poartă. Iată-l pe Gabi Iancu. Iancu foarte frumos reușește să treacă, încearcă o schimbare de direcție Iancu, dar nu o face foarte bine. La Tolevici, recuperare foarte bună, pasă în centru pentru Vâlceanu, șutul lui Vâlceanu peste poartă. Robert Vâlceanu nu prinde poarta nici de această dată, totuși a marcat meciul acesta, este bine. Noi încă reușim să conducem cu 2-1. Vârț acolo în centru, Vârț. Trebuie cineva să ia mingea lui Vârț. Cum i-am lăsat să paseze? Totuși Varela în ultimul moment intră decisiv și posedează. Iată contraatacul nostru acum. Minge pentru Rotariu la Embolo. Embolo se era prea spate și nu recuperează. Sar nu reușește să le posedeze pe Vârț. Minge care e nostru. Este Arlauschis, trăit periculos la această fază. Acum repune Arlauschis foarte bine, încearcă să ne trimită pe un nou contraatac. Rotariu ieși. Letă pasă pentru Gabi Iancu. Iancu la balon. Iancu băse bune. Nu reușește să trimită balonul în poartă. Ne-ar fi scăpat de emoții. Iancu trage foarte bine, dar obține ceva totuși. E corner. A tras cap pe centru acolo. Vedem cornerul. Ce vom scoate? Vâlceanu centrează pentru Embolo.
Oh, bara lui Embolo. Bara lui Embolo. Faza continuă. Embolo încă o dată. E corner. Da, e corner. Vâlceanu, micuțul Vâlceanu a sărit pe sub minge la această fază. Poate viitorul Messi sau viitorul Ghioțe. Vâlceanu centrează foarte bine. Încă o dată bara. Incredibil din nou la cornere. Bara Varela nu a mai reușit să dea gol de această dată. A tras în bară. Și iată pe Ionson contraatac cu Albor, trebuie să fim atenți, încep de fapt să combine rapid, să ne recuperăm foarte bine, suntem foarte buni pe aceste recuperări. Stanciu se duce în viteză, Stanciu trebuie să ia această fază pe cont propriu. Bravo Stanciu, du-te, Dică, Dică, hai Stanciu, centrare foarte bună, Embolo! Ocazie mare de tot, nu a reușit să îl învingă nici de această dată pe Razgrad, de fapt nu era... Cred că era zdrat. Oricum n-are și niciodată nici acum să-l învingă pe portalul lui Alborg, Embolo. Și jocul e oprit. Foul pentru noi. Foul pentru noi. Iancu vrea să bată. Să vedem cum va alege Iancu. O centrare pe portare. Da, mingea la portar practic aici. Este minutul 90 și tot noi suntem în ofensivă. 2 minute de prelungire aretate. Iată o pasă excelentă pentru noi cu Șor Stanciu. Întoarce mingea Stanciu și obține un corner. Poate ultima fază a meciului, așa sper să fie, pentru că vreau să câștigăm acest meci. Vâlceanu, pap, trage, dar peste poartă, Paul Pap. Hai arbitre, ce mai ții mai mult în meciul ăsta? Într-un 90, suflăm, sperăm să răsuflăm liniștit, să răsuflăm cal la acest meci, după finalul acestui meci. În continuare suntem în jumătate adversă de teren și tot atacăm până în ultimul minut. Se termină meciul și luăm 3 puncte foarte importante în grupa noastră. În returul acestei grupe cu Albor câștigăm. Vâlceanu este omul meciului, 8,4 în nota sa. A dat gol în acest meci, a avut ocazii foarte bune și a jucat foarte bine. A dat și o pasă de gol Robert Vâlceanu. Dar acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, cum să vă spuneți părerea. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!